A, am pus-o. A patra întrebare. Care este cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ați făcut împreună la vreo petrecere? Ați fost la vreo petrecere, în vreun club, la o ziua, la ceva. Și ați făcut vreo nebunie? Pe unde, cum, povestiți-ne și nouă ca să mai învățăm de la voi. Robert! Da. Ai fost la vreo petrecere și ai făcut vreo nebunie? Cred că da, dar am făcut atât de multe încât... Zine-o pe aia care îți vine prima minte. Păi m-am trezit dezbrăcat complet, fără telefon, chei, bani. Eram în Anglia, la facultate, nu mai știam nimic de capul meu. Aveam cheile aruncate într-o parte a grădinii, telefonul în cealaltă parte, banii aveam în casă și eu eram dezbrăcat complet. Dezbrăcat, probabil că cineva abuzase rău de tine. Da, nu pot să zic asta. Și efectiv te-a părăsit pe grădină, Nu, ideea care e, eu aveam... În fine, eram dezbrăcat și am început să mă controlez prin buzunare. Înțeles? Na, că ai tu, ca și român, te gândești, mă, unde am eu telefonul și cheile. Dar tu nu mai ții minte cum ai ajuns în situația aia, abandonat pe o grădină, pe iarbă. Băusem atât de mult încât nu zice asta, că nu e bine. Am băut apă foarte mult. Alcoolul dăunează grav sănătății. Simona și Walid. Și integrității fizice, iată, că tu nici astăzi nu știi ce ți s-a întâmplat. Aveam blackout. Simona și Walid.